Astăzi, când este război, oamenii și-au părăsit orașele și casele. Multe biserici s-au destrămat. Clădirile bisericilor care nu au fost încă distruse sunt pustii. Oamenii sunt împrăștiați prin diverse locuri ale pământului, departe de preoți și pastori. Unii, plini de speranță, spun că totul va fi bine și că oamenii bisericii care s-au împrăștiat prin diferite țări vor fi acolo misionari. Dar de cele mai multe ori aceasta este o iluzie. În cel mai bun caz, oamenii vor merge la o altă biserică. Bisericile ortodoxe, catolice și protestante au un format focalizat pe clădire, obiceiuri, economie, politică, pe lucruri pământești. Acest format nu rezistă presiunilor. Când apare o instabilitate, când este război între state, biserica cu un astfel de format suferă înfrângere și slujitorii rămân fără slujiri. Slujitorul poate fi în voia lui Dumnezeu, dar când vin problemele, toți din biserică pleacă și preotul nu-și mai poate împlini slujba. Doar Biserica Apostolică Biblică are un standard corect. Aceasta nu este focalizată pe lucruri materiale, pe clădiri, obiceiuri, politică și economie, ci pe Duh și adevăr. Biserica zidită pe ucenicie va putea să împlinească chemarea lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe și indiferent unde s-ar afla ucenicii. Apostolii Pavel și Petru aveau biserici și ucenici care puteau să circule. Biserica și ucenicii mergeau peste tot, dar creșteau și se dezvoltau împlinind voia lui Dumnezeu. Niciun fel de circumstanță nu le putea sta în cale, pentru că era o biserică apostolică. Astăzi vorbești cu oamenii și vezi ce se întâmplă în lume. Dacă ceva nu le place într-o biserică, merg în altă biserică. Nici acolo nu le place, merg în altă biserică. Și tot așa. Și de cele mai multe ori se întâmplă că slujitorii sunt dependenți de oamenii care vin sau care pleacă. Este corect sau nu este corect? Vreau să vă spun că biserica este casa lui Dumnezeu. Nu este nici magazin, nici restaurant, ca să poți spune, aici îmi place, aici nu-mi place, aici voi sta, dincoace nu voi sta, aici da, aici nu. Dar astăzi mulți au căzut în această capcană, pentru că există multe învățături și sunt învățături care bat câmpii. Iisus însă a avertizat și a arătat ce anume, că sunt biserici legaliste, a arătat că sunt biserici religioase, este scris în epistola către cele 7 biserici. Sunt secte, sunt biserici păgâne, sunt biserici firești. Așa este sau nu? Dar există și o altă biserică. Biserica celor întâi născuți. În vremurile bisericii primare, războiul nu se ducea între țări, ci războiul era îndreptat direct împotriva credinței și împotriva bisericii apostolice. La început, evreii au prigonit biserica, apoi Imperiul Roman a suprit și a omorât pe cei ce credeau în Hristos. Însă biserica a rezistat și a învins chiar și Imperiul Roman. Biserica a întors Imperiul Păgân Roman spre creștinism, cucerind-o pentru Hristos. Mulți romani l-au primit pe Iisus Hristos ca Dumnezeul lor. Toate acestea pentru că a existat o biserică apostolică, Biserica Ucenicilor. Când apare un război ori un colaps, credincioșii de astăzi nu rezistă presiunii și instabilității, pentru că sunt concentrați pe împărăția pământească, nu pe cetățenia cerească. De aceea Iisus Hristos a învățat, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De zeci de ani de când slujim, vă chemăm să deveniți ucenici ai lui Iisus Hristos și Biserica Apostolică. Indiferent unde te afli, doar o astfel de biserică va rezista și se va răspândi. De aceea noi, după exemplul Domnului, zidim Biserica Apostolică de ucenici. Chiar dacă ar trebui să ne aflăm în diferite locuri, fiecare poate împlini voia lui Dumnezeu, și ucenic, și slujitor. În acest sens, Biblia ne dă un exemplu, pe Apostolul Pavel. El a reușit să împlinească voia lui Dumnezeu și scopurile Domnului, chiar dacă a fost sub presiune, prigonit, închis și chiar aproape să fie omorât. Iată biserica biblică. De aceea Iisus a arătat că sunt biserici religioase, sunt biserici de afaceri, sunt biserici legaliste, sunt și secte, sunt și biserici păgâne și lucrurile se văd foarte clar. Căldicei, morți,
Se vede foarte clar în epistolele către cele 7 biserici. Și dacă biserica nu este biblică, la început vezi că este biserică, apoi vezi că nu mai este. Și mă gândesc, Doamne, cum trece biserica de acest fel atunci când sunt probleme, instabilitate, prigoniri, războaie, tot ce se întâmplă în întreaga lume? Cum va trece biserica prin astfel de lucruri? Care va fi finalul? De aceea aveți înțelepciunea lui Dumnezeu. În urmă cu mai mult de 25 de ani, am venit într-o regiune de după război. Ne-am dat viețile, tinerețea și resursele pentru salvarea oamenilor. În Transnistria eram judecați că suntem din Ucraina, iar când am venit în Ucraina cu misiunea, oamenii râdeau de noi că suntem din Moldova. Toate acestea pentru că oamenii erau focalizați pe lucrurile pământești, nu pe cele cerești. Astăzi sunt mulți judecători, palavragii, filozofi, propagandiști care încearcă să-și spună părerile, dar este prematur să vorbim de partea cui este Dumnezeu. Războiul încă nu s-a terminat și finalul va arăta cine a câștigat și cine a pierdut. Se va vedea a cui păcate au ajuns până la ceruri și a cui pahar de fără de legi s-au umplut. Totul se va vedea la final. Trebuie să înțelegem un lucru, Dumnezeu dă biruința și totul depinde doar de El, dar cel care se încrede în om este blestemat. La început mulți vorbeau că războiul se va sfârși în câteva zile, prin înfrângerea Ucrainei, dar războiul este în desfășurare de câțiva ani. Cei care au făcut pronosticuri nu au luat în considerare cel mai important lucru. Soarta și biruința nu le stabilește omul, ci Dumnezeu. Ultimul cuvânt este mereu al Lui. Iisus a spus, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Astăzi oamenii se ocupă de judecată și critică, în loc să aibă compasiune și să-i ajute pe cei chinuiți și prigoniți. Războiul și toate greutățile testează inimile oamenilor. Cine și de ce este umplut? Când oamenii îl neglijează pe Dumnezeu, vin problemele. Iată de ce aceste evenimente sunt îngăduite de Dumnezeu. Pentru ca mintea și inima să se așeze la locurile lor și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Blestemat este oricine se încrede în om. Hristos spune, voi zidiți, dar totul va fi verificat. Pe ce ați zidit? Care a fost temelia, nisip sau stâncă? Totul va fi testat, slujirea, slujitorii, credincioșii, fiecare om. Și Dumnezeu oferă mereu timp pentru pocăință, arată compasiune și milă. Oamenii însă doar judecă și critică. Este o mare problemă și un mare necaz. Și Dumnezeu s-a îndurat de noi și am putut să clarificăm aceste lucruri de la bun început. Astfel, Iisus trebuie să fie pe primul loc în viețile noastre. Dacă nu, va fi o rădăcină amară. Să rămânem mereu în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciuni, nu o dată pe săptămână, nu 5 minute pe zi, ci mereu să fim în învățătura apostolilor, în rugăciuni, în părtășie. În versetul 46 este scris că în fiecare zi erau nelipsiți de la templu, iar nouă, datorită tehnologiilor, ni se oferă o mare îndurare. De aceea, trebuie să fiți focalizați pe Iisus. Rezolvați acest lucru, dați deoparte toate rădăcinile amare, dați deoparte tot ce vă duce la blestem, fie ca primul loc să fie ocupat de Iisus.